Printre cele multe povestioare care se aud la cursuri de dezvoltare personală, este una care mi place în mod specific și pe care desigur deja am folosit-o, dar pe care o repropun cu plăcere. Un trecător vede niște muncitori la treabă și întreabă pe primul: ce faci aici? Vezi, pun niște caramizi unul pe altul. Întreabă la al doilea muncitor ce face și asta spune: clădesc un zid. Întreabă ce face la al treilea muncitor și asta răspunde cu mândrie: dau contribuția mea la clădire unei catedrale. Toți trei fac aceeași meserie, dar cine este cel mai satisfăcut, cel mai fericit? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că este greu să pui angajamentul și energia necesare pentru a atinge o performanță de top dacă nu găsești sensul în ceea ce faci, de asta vorbim acum. Munca, fie ca angajat, fie ca antreprenor, fie ca profesionist, este o parte integrantă a vieții noastre. Pentru că, evident, avem nevoie să facem rost de banii necesari pentru a supraviețui. Dar dacă sensul pe care îl găsim în munca noastră este doar cel de a face rost de câteva banuți sau poate și de milioane de euro, cred că viața noastră este destul de săracă din punct de vedere al satisfacției personale. Adevărul este că în timp ce animalele sunt sature dacă au burta plină și un partener, omul nu se mulțumește cu așa ceva și deja mi se pare că am vorbit de piramida lui Maslow, adică în momentul în care un om a satisfăcut nevoile sale elementare de rană, de acoperiș, caută altceva, caută recunoașterea socială, caută contribuție, caută sensul, acest sens de care am vorbit de mai multe ori, acest sens care înseamnă direcție și semnificație. E în momentul în care noi nu reușim să găsim un sens în ceea ce facem, cum am zis, putem să fim siguri că viața noastră este destul de săracă. Partea interesantă, totuși, este că acest sens ține numai de noi, nu de munca pe care o facem. În aceeași fel în care muncitorii de care am vorbit, de fapt, toți trei aceeași lucru, dar fiecare îl interpretează într-un fel diferit. Asta ține de noi să interpretăm ceea ce facem într-un fel mai important, mai pozitiv. E pentru că adevărul este că în cadrul general orice lucru este important. E chiar că, clar că singura caramida pusă de un muncitor are puțină legătură cu o catedrală. Pe de altă parte, este o componentă indispensabilă a catedralei, pentru că fără acea caramida, catedrala nu se ridică. Deci, uneori poate avem impresia că munca noastră nu are semnificație, nu are sens, în cadrul general nu prea contează. Dar adevărul este că de la președinte unei țări, la gunoaier, la lucru cel mai mărunt pe care ne poate veni în minte, tot are un sens. Și ține de noi să inserăm această muncă în ceva mai mare, în ceva care va avea o satisfacție. Dacă apoi, evident, munca noastră ne permite și să manifestăm personalitatea noastră și să avem un impact creativ, poate și dacă reușim să schimbăm ceva în societatea asta, evident că satisfacția este mai mare. Dar, repet, să nu ne lăsăm păcăliți de retorica că cine are funcție de top e mai important decât de cel care face o muncă maruncă. Pentru că fiecare are un sens și fără munca maruncă nu se poate face nici funcțiile
de tot. Deci, învață să interpretezi ceea ce faci, să fii independent dacă ești profesionist, dacă ești angajat, dacă ești un antreprenor, într-un ceva mai mare, într-un ceva pe care într-adevăr să te dea o satisfacție. Pentru că, cum am zis, este doar o decizie de a ta. O zi bună în continuare!